în regulă cu ăsta, da, da, nu? Da, da. N-am ăla, e... Hai, lucrează la bun. Registrez. Da. Da, îl am astăzi, îl am acum pe Iulian Ruxandescu, în timpul nivelului 7 de la Romanian Masters, unde a fost eliminat cu Valețca și Liviu Ignat. Iulian, ești, pare, supărat de ce s-a întâmplat. Nu neapărat. Dar n-am prins cumva level 8? Cum? N-am prins cumva level 8? Aveam impresia că am stat și eu mai bine. Suntem la level 7. Ah, păcat. Nu, vezi că n-am ieșit cu Valețca, am ieșit cu Azvaleta. Mai rămas cu 6.000 de fise. Da. Ce se întâmplă? Cum a fost turneul de azi? Eu? Frumos. La mine mi-a plăcut. Eu am rulat binișor așa, adică mi-a ieșit tot jocul, prea frumos a ieșit. Am avut ghinion două mâini. Eu cred că n-am jucat un turneu să dau atâtea forbeturi și 5 beturi și nebunii. Și am apucat, am făcut bluff-uri la început, că am jucat 500 de blinduri deep. Și mi-a ieșit toată dinamica, adică așa de level 1, lumea nu s-a complicat și eu am încercat să profit. Mi-a ieșit tot jocul la început și după aia am avut numai și numai cărți și toată lumea și-a făcut leveling cu mine. Am avut aspopă de două ori, aș de două ori, mi-am luat call la 5 bet, de două ori o dată call la 4 bet. În principiu mi-a ieșit jocul așa frumos și am avut ghinion, cum mă saltasem la 70, am pierdut un pot. Am avut tașii, ca să afle acum și Vasef aici am avut. Da. Și mi-a plătit 5 bet-ul, ce grace pe flop, n-am, nu pot să mă duc cu mâna, stand deep, am 260.000 de fise, la al doilea nivel 300 și ceva de blind. Dar nici nu-l cred, să-mi dea ce grace instant cu popii, nu prea știu de el ce joacă, că la urmă m-am convins că e, zi, el e direct așa, adică trebuia să-l iau fără să-mi fac eu leveling cu el. Aici nu știam cam care treabă. Adică ce primurit cu cam cu ăla trebuie să merg pe el. Da. Și aici da, am mers cu mine. Dar care e nivelul la turne? Tu joci turnee. Cum ai simțit nivelul de joc aici? Bun? Ai fi uimit să vezi așa un nivel la un turneu standard? Se joacă la multă ambiție și la mult orgoliu și jucători bun? Da, dar cum să zic, la, când se joacă la ambiție mie îmi convine. Că își face leveling. Omul, cine are experiență și are răbdare. Cum e Ferdi, care e la, pentru bani, Ferdi? De exemplu, dacă îmi țineau cărțile, aveam vreo 200.000 de fise. Oh. Singurul lucru care l-am făcut, n-am jucat decât cu carte. Și s-a nimerit, să am 2-5 beturi și vreo 3-4 forbeturi. Și numai carte. De două ori aș, de trei ori popi, de două ori baleți. O dată azi damă la primul nivel. Acolo am dat forbet cu mai mult bluff. Adică ești obosit, facem un interviu grandios aici, am vrut să te auzim cum ești, cum stai. Deci simți că ai avut edge. Da, da. Am simțit bine, mi-a plăcut. E, bravo ție. Am avut și cărțile astea și s-a legat dinamica, dar... Că de-aia m-am și dus cu Valeții acum, că nu mă duceam cu Valeții. Dar era fix cu omul care am văzut trei flopuri cumpări, vără în 5 bet pot. Și numai eu după el, mereu am dat, trebuie să dau și acum. Bine, am fost Iulian Ruxandescu, Riga, îl știm cu toții, l-am avut la podcast, poate o să-l mai avem, mersi mult de tot. Chiamă-mă la podcast, ca să am și eu noroc să-i dau și eu tot, că n-am mai dat. Da, o să... pe data viitoare. Podcastul nostru e... Da. După podcast lumea câștigă. Mă mai sună unii în secret așa, băi, eu am pierdut, dar nu... Te aștept oricând. Pare rău. Mersi mult. Și-mi cer scuze pentru formalismul, nu interviu cu microfoane, nu pot fi primit.